dragi prieteni, bine ați revenit în bucătăria mea. Eu sunt Sidonia și o să vă pregătim împreună o nouă rețetă. Dacă sunteți nou pe canalul meu, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Azi vă pregătesc o rețetă care mie îmi place foarte mult. Este o salată de quinoa cu legume proaspete. Salata de quinoa este o salată vegetariană care poate fi mâncată excelent și în timpul postului, dar și în restul anului. Este delicioasă. Haideți să începem! Pentru început, spălăm quinoa în apă rece ca să scoatem impuritățile. O strecurăm folosind o sită ca să păstrăm semințele care sunt foarte micuțe. Fiert. Cantitatea de apă trebuie să fie dublă față de cantitatea de quinoa, deci dacă aveți o cană de quinoa, trebuie să puneți două căni, două jumate de apă. Eu folosesc o mașină pentru fiert orezul în acest videoclip, dar puteți să folosiți și o oară normală în care fierbeți orezul. Începem să tăiem legumele. Tăiem ceapa cât mai mărunt. Curățăm castraveții și apoi tăiem în felii potrivite. Tăiem și roșiile în jumătate. Tăiem ardeii în cubulețe potrivite. Tăiem și usturoiul în bucățele cât mai mici. Pentru sucul de lămâie, stoarcem jumătate de lămâie ca să folosim sucul la salată. Tocăm și pătrunjelul mărunt. Quinoa este fiartă. Puteți vedea aici cum arată când este fiartă. Trebuie să fie moale când o apăsați cu furculița. Începem să amestecăm toate ingredientele. Peste quinoa adăugăm usturoiul. Adăugăm și ceapa. Adăugăm castraveții. Roșiile. Ardeiul. Le amestecăm ca să le omogenizăm un pic. Adăugăm un pic de sare, adăugăm și sucul de lămâie și amestecăm iarăși un pic. La final adăugăm și pătrunjelul tocat mărunt.